ne temem de faptul că, iată, multinaționale și tot ce înseamnă firme cu capital străin repatriază beneficiile, repatriază profitul, rămân foarte puțin bani din beneficiile pe care le obțin aceste firme, din tot ceea ce înseamnă afacere în România. Păi unii ar putea să întrebe, bun, măcar ăștia muncesc pământul, că altfel se vede că stă în paragină, lăsat, abandonat, sunt... Nu mai avem pământ în paragină, sunt excepții. Pământ care este nelucrat sau care rămâne nelucrat este foarte puțin în zone care nu sunt, fie nu sunt productive, fie nu sunt atractive din punct de vedere a rezultatelor pe care le pot genera. Sunt zone de luncă, sunt zone care nu sunt irigate, sunt zone de, eu știu, de colină, unde se produc eroziuni și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, pământul este lucrat în România. Cea mai mare parte a pământului este lucrat modern. Da, mai sunt oameni care au suprafețe mici de un hectar, de 50 de ari, de 30 de ari, care vor să și lucreze singuri și lucrează singuri, care nu au nici dotarea tehnică, nici potențialul financiar să își cumpere un utilaj, nici s-ar justifica, pentru că achiziționarea unui utilaj presupune să îl, eu știu, să recupereze în timp cât mai scurt, să amortizeze investiția și atunci nu se justifică să-ți cumpere un tractor, să nu știu, utilaje performante pentru a lucra suprafețe mici. Aici soluția, după părerea mea, este aceea de a găsi acele forme asociative pe care ar trebui să le promovăm, nu neapărat sub forme de cooperative, există această formă de asociere pe cooperative, orice altă formă de asociere care să aducă pământul să-l comprime ca și suprafață, să-l compacteze și atunci lucrurile s-ar schimba. Dar avem, repet, puține suprafețe unde se mai întâmplă ceea ce spuneți dumneavoastră.